Răzvan Fodor se declară veșnic îndrăgostit de soția lui. Cei doi și-au întemeiat împreună o familie frumoasă, însă puțin știucută curtea a fost nevoit să-i facă bărbatul iubitei lui pentru a reuși măcar să schimbe două vorbe. Răzvan Fodor a povestit că a întâlnit-o prima oară pe soția lui în timp ce filma pentru un serial. Irina, care făcea figurație specială în cadrul aceluiași proiect, i-a atras atenția imediat actorului și l-a pus pe jar pentru că nu știa cum să intre mai repede în grația acesteia. Eram în căutarea unei iubite, ieșeam pur și simplu pe stradă, am avut și blind date-uri, mă știa lumea de pe la televizor, până într-o zi când am dat de ea. Jucam o buftea la un serial și ea făcea figurație specială. Era studentă la jurnalist, dar mai făcea figurație ca să mai câștige un ban. Când am văzut-o, mi-a căzut capul. Am terminat ziua de filmare și m-am dus la ea și i-am spus dacă vrea să o duc eu acasă și ea mi-a spus nu, a povestit Răzvan Fodor în cadrul unei emisiuni TV. Răzvan Fodor a recunoscut că nu i-a luat prea mult timp să-și dea seama de faptul că Irina este aleasa pentru că a fost atras în totalitate de caracterul prezentatoarei TV. De asemenea, Răzvan a declarat că Irina este o persoană cu simțul umorului extrem de dezvoltat, iar asta l-a făcut să se gândească că ar fi candidata perfectă pentru rolul de soție. Ne-am reîntâlnit după multe luni, eu eram curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva. La prima întâlnire, am văzut în geanta ei o carte. Am crezut că nu este adevărat. N-am mai întâlnit odată, de două ori, voiam doar să o ascult. Mereu apărea altă carte. Ea și acum are aceeași problemă, ca să zic așa. În vacanțe trebuie să o lași în pace, are mereu cărți pe care le citește câteva zile. Într-un final, am luat un gașca mai de prieteni și am văzut că are un umor gros. Și i-am zis că plec în India la final de an și că dacă vrea, îi iau un bilet de avion. Și a venit cu mine și am făcut toată vacanța de o lună la picior. Și atunci mi-am zis că ea trebuie să fie nevasta mea, a mai adăugat Răzvan Fodor în cadrul aceleiași emisiuni.